conferința de presă susținută de secretarul general al guvernului Artur Mija privind organizarea unor alegeri libere și corecte în cadrul scrutinului din 5 noiembrie 2023. Domnul Mija, aveți cuvântul. Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media. În mai puțin de o lună, în Republica Moldova va începe campania electorală la nivel local. Sarcina noastră, a instituțiilor statului, inclusiv a guvernului, este să ne asigurăm că alegerile din 5 noiembrie 2023 sunt libere și corecte. Orice tentativă de a denatura votul popular trebuie sancționată, iar cei care planifică fraude electorale trebuie să știe că instituțiile statului nu vor tolera tentative de subminare a democrației și ordinii constituționale. Răbdarea cetățenilor s-a terminat. Statul va sancționa dur orice încercare de furt al voturilor, de influențare a alegerilor din afara țării și orice implicare de bani murdari. Pe dimensiunea guvernului, în scopul coordonării și monitorizării acțiunilor administrației publice centrale și locale, au fost întreprinse următoarele măsuri. Prin decizia prim-ministrului numărul 98 din 13 iulie 2023, a fost creat grupul de lucru interinstituțional pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare bunei desfășurări a scrutinului din 5 noiembrie 2023. Până la moment au fost desfășurate două ședințe de lucru ale grupului cu participarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale, Consiliului Audiovizualului, Serviciului de Informație și Securitate, Biroului Național de Statistică, Agenția Servicii Publice, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției, Serviciul Fiscal de Stat, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. La aceste ședințe s-a decis 1. Instituțiile statului să ofere sprijinul necesar Comisiei Electorale Centrale pentru verificarea legalității finanțării campaniilor electorale, așa încât orice donație suspicioasă să fie depistată și pentru neadmiterea utilizării resurselor administrative și asigurarea egalității concurenților electorali. De asemenea, au fost elaborate proceduri de intervenții pentru depistarea mitei, organizarea concertelor electorale, transportului organizat către secțiile de votare și a altor situații de încălcare a normelor electorale. Inspectoratul General de Poliție, Agenția Națională de Transport Auto, reprezentanții Comisiei Electorale vor colabora pentru verificarea unităților de transport pentru prevenirea transportului ilegal. Ministerul Afacerilor Interne se va asigura că structurile locale ale poliției monitorizează activ situația și investigează orice fraudă depistată sau orice caz de corupere a alegătorilor. Grupul de lucru va solicita Serviciului Vamal, Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, MAI, SIS, să investigheze corespunzător tranzacțiile dubioase din afara țării și să împiedice utilizarea acestor resurse ilegale pentru finanțarea partidelor. 2. Guvernul nu va admite utilizarea resurselor administrative în campanii electorale și nu va permite implicarea funcționarilor publici în acțiuni electorale în timpul orelor de serviciu. Am transmis deja o indicație în acest sens către reprezentanții administrației publice, astfel încât să nu se admită implicarea angajaților statului în campanie în orele de lucru, să se monitorizeze organizarea întâlnirilor și am cerut ca participarea funcționarilor, elevilor, profesorilor și a oricărui cetățean în alegeri să fie benevolă. Corupția electorală reprezintă un pericol pentru securitatea națională a Republicii Moldova. Banii murdari pot denatura alegerile și rezultatul acestor. Și mai grav este când acești bani vin din exterior, din afara țării, ceea ce pune în pericol însuși conceptul de suveranitate a Republicii Moldova. Statul trebuie să se asigure că voința reală a cetățenilor este respectată și garantată. Mă adresez și cetățenilor. Stimați cetățeni, să fim atenți, să monitorizăm și să semnalăm către poliție și organele electorale de circumscripție orice situație de potențială fraudare, mită electorală sau corupere a alegătorilor. Deja apar falsuri despre alegeri. Dezinformarea în campanie se va intensifica. Vreau să
îndemn cetățenii să se informeze din surse oficiale, să nu cadă în capcana minciunilor. Vă asigur că instituțiile statului vor vedea strict desfășurarea alegerilor, așa încât fiecare vot să fie respectat și procesul democratic să fie consolidat. Prioritatea zero este să avem alegeri libere și corecte. Mulțumesc! Domnule secretar general, vă mulțumim mult. Urmează sesiunea de întrebări și răspunsuri. Invităm colega noastră de la TVR Moldova, Mihuța Nadir. Domnule secretar, spuneați că ANTA, MAIU și celelalte structuri vor monitoriza transportarea alegătorilor. Să ne spuneți dacă intră în gestiunea acestui grup de lucru și monitorizarea listelor, cum facem ca persoane din afară sau persoane care au decedat să nu se regăsească pe aceste liste și cum va fi monitorizată agitația electorală în această perioadă? Mulțumim pentru întrebare. Listele electorale au fost expediate de către Agenția Servicii Publice, către Comisia Electorală Centrală. Înainte de expediere s-au făcut toate verificările necesare, astfel încât să ne asigurăm că în listele electorale nu se regăsesc persoane care sunt decedate. La fel, înainte de propriu-zis de alegeri, va fi o verificare suplimentară, astfel încât să evităm aceste cazuri. Ce ține de prevenția altor încălcări, vorbim de mită electorală, vorbim de situații în care candidații în alegeri sunt prezenți la concerte organizate eminament în scop electoral. O să îndemnăm toți concurenții din alegeri, dar și cetățenii simpli, organele poliției, să sesizeze organele Comisiei Electorale Centrale de nivel 1, adică la nivel de primărie, sau de nivel 2, la nivel de Consiliu Raional. De asemenea, aceste sesizări trebuie să ajungă și la poliție. După ce aceste sesizări ajung la poliție, pe partea de urmărire urmează să fie realizate acțiuni, iar pe partea electorală, dacă comisiile vor considera că încălcările electorale sunt de o natură încât să prejudicieze rezultatul și să favorizeze vădit unul din candidați într-un mod ilegal, au inclusiv dreptul de a anula înregistrarea respectivului candidat. Și să ne spuneți, vă rog, poate acest grup de lucru care a fost creat a creat și alte echipe mobile care vor merge în teritoriu și vor analiza inclusiv ce despre acțiunile pe care dumneavoastră spuneți că încearcă să se cumva în preîntâmpinare venim. Ca guvern, noi ne vom asigura că indicațiile transmise de către grupul de lucru central sunt executate la nivel teritorial prin intermediul oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat. Există 10 oficii plasate în teritoriu și acestea vor vedea și ele corecta desfășurare a alegerilor. Stimați colegi, dacă nu mai avem întrebări, vă mulțumim pentru participare și vă dorim o zi frumoasă. Mersi mult!